În urma cercetărilor efectuate de polițiști la fața locului, a rezultat faptul că o femeie de 31 de ani din Zalău, în timp ce conducea autoturismul pe bulevardul Mihai Viteazu, nu a acordat prioritate de trecere unui motociclist care circula regulamentar și a intrat în coliziune cu acesta. În urma impactului, a rezultat rănirea gravă a motociclistului. Victima a fost transportată la Spitalul Județean de Urgență Zalău pentru acordarea de îngrijiri medicale. Ambii șoferi au fost testați cu aparatul alcool test, rezultatul fiind negativ. În cauză, cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.